Pentru cele mai ieftine coins, intrați pe noul site mmorog.com. Aveți aici coins pentru toate jocurile posibile. Linkul în descriere și folosiți codul QUICK pentru 6% reducere. Pentru cele mai ieftine jocuri, console și accesorii, intră pe gamerland.ro și dacă folosești codul QUICK, ai transport gratuit. Codul poți să-l bagi în căsuța de observații. Salutare lume și bine ați venit la episodul 6 din Career Mode cu Stuttgart. Ei bine, avem meciul cel mai important de până acum cu Gladbach, echipa de pe primul loc. Iată, sunt pe primul loc ăștia la 2 puncte distanță de FC Bayern München. Asta e ceva, adică au câștigat 6 meciuri din 6, n-au făcut egal, n-au pierdut. Asta cam eu destul de galuri și pentru ei. Înfrângere n-am nici eu, adică n-am pierdut până acum niciun meci în campionat. E bine lucrul ăsta, dar prea multe galuri totuși. Și eu am schimbat formația. Da, iată, avem un 4-5-1. Jucăm aici cu un CDM sau cu un KM, schimbăm, depinde cu cine jucăm. Acum jucăm cu Sereidie și o să jucăm cu CDM. Când jucăm cu Genner aici sau mai știu cu cine, cu Rup, o să jucăm cu mijlocaș central. Apoi avem cei doi Benz și doi KM aici, pe Didavi și pe Genner de data asta. Maxim este foarte obosit și nu vreau să-l risc. În atac Ginchek, pentru că Traore este puțin obosit și chiar cred că e mai bun Ginchek decât Traore per total. Chiar dacă l-are viteza de partea lui. Și cam asta e echipa cu care să joc, Camano și Werner în Benz. Vedeți și apărarea, am aproape cea mai bună echipă, mai lipsea Maxim și Martins. Da, mă rog, tot e bine și așa. Să vedem cum merge formația asta. Aveam lipsuri în atac. Jucătorii urcau prea puțin și am simțit nevoia să jucăm mai ofensiv și facem lucrul ăsta. Nu știu dacă o facem în meciul care trebuie cu ocupanta primul loc, dar hai să totuși să riscăm puțin. Jucăm acasă. Să vedem cum ne vom descurca. Zicea că e norat la vreme, dar nu mi se pare norat. Oh boy, soarele ăsta bate ciudat și echipamentele seamănă puțin. A dat pe jos. Ok, dacă eram acolo pe centru, recuperam lejer. Genner. Direct la Chaka. Chaka încearcă un șut, bară, iată! A zguduit bara, portarul n-a avut nicio replică. Și este offside aici. Bun. Scăpăm, iată, a avut ocazie uriașă ăștia, bară prin Chaka. Un șut de la mare distanță. Ok, îl găsim acolo bine pe Genner. Gentner acolo la Ginchek. Ginchek pasă bună, nu știu dacă a fost offside. Am încercat centrarea pe jos și este corner. Da, n-a fost offside acolo. Am crezut că s-a dat offside din aur, dar n-a fost deloc. Așa, o centrare bună și scoate Sommer. Încă o ocazie bună noastră. Ok, Gentner acum centrează. N-a fost bine. Șutul acum pe jos, corb. Corbă reține bine și va ieși cu mingea aici. Final de prima repriză. Ei bine, o ducem destul de bine acum pe final. Am avut ocazie bună. Portarul Sommer de la ei a scos cu greu acea lovitură de cap. Hai să continuăm și poate o să mai avem ocazii și de ce nu chiar să marcăm în acest episod și în acest meci. Ginchek. Ginchek la Insua. Pleacă acolo bine Timo Werner. Werner, foarte bun fake shot-ul. Werner, Werner intră în careu. Timo Werner, Sommer prin atât de lejer, mă. Bun, ajunge mingea acolo la Gentner. Și acum Camano era... Nu, Sereidie este. Sereidie intră în careu, șutează Sommer. Acordă corner. O fază bună. Am făcut o fază bună aici încă o dată. Iată că îi dominăm pe ăștia în cea de-a doua repriză. O centrare acum în careu. Didavi era acolo. A respins bine fundașul advers. Han, foarte bine, Sereidie încă o dată recuperează, ce înseamnă să-l ai pe ăsta în careu, în teren, pardon. Acum Camano, 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 dă-i te rog și gol! Stai, ce? A fost offside, mă? Nu ai ieșit cu mingea în afara terenului, era gol, frate, vorbesc serios. Se termină meciul, încă un 0-0, dar cu Gladbach, echipa din fruntea clasamentului. Bă, e bine, eu zic că e bine. Un 0-0, chiar dacă am avut ocazii bune, din păcate le-am ratat. A avut și ei o bară la începutul meciului prin Chaka. Un șut frumos. Merge foarte bine formația asta, dar din păcate Didavi este slab, este greoi, nu-i ce-mi place mie. Și Genner
Nu prea se potrivește el acolo în atac, este puțin mai defensiv el, așa, părerea mea, nu știu, mie așa mi se pare. Deci da, omul meciului a fost Sommer, a avut 5 save-uri, 7.8 nota, oricum un meci destul de slab pentru ambele echipe, dar mi-a plăcut că formația a mers bine, ne-am creat oportunități de a marca și asta e cam tot ceea ce contează, adică să fim serioși, momentan. Trebuie să și marcăm totuși. Aș fi putut să-i bat pe ăștia dacă eram mai atent. Rămânem în continuare pe locul 8 cu 9 puncte. 9 puncte pentru noi. Rămânem aproape acolo, ceea ce e bine. Trebuie să mai bag niște antrenamente, dar asta e acum. Din nou update-uri aici. Martins, ci că poate juca. Și Cauco. Da, am promis că e important, parcă l-am păcălit. N-am mai prins săracul meci. Din alea de, cum îi zice, de pregătire din meciurile alea amicale. Și cu Cruz aici, aici băgăm pe Costici și aici pe Werner să fie în fața porții. Cred că o să fie foarte bun Werner aici. Poate juca și atacant și de-aia Sonic, Insua, Rudiger, Klein, Aiton. Ok, echipa arată foarte bine. Hai să facem și banca de rezerve cât de cât. Scoate pe Ginchek. Că avem pe Clement. Și hai să-l punem și pe Martins. Poate-l băgăm și pe el pe final. Îl scoatem pe Cauco, dă-l dracu. Așa că haideți să continuăm cu următorul meci. Cu cine aveam? Nici m-am uitat. Cu nou promovata, cu Ingolstadt. Sloboz, ceva nume. Cu echipa asta nou promovată, așa o să-i spunem. Să înceapă partida, zic. Timo Werner joacă în fața porții acolo. Cred că va fi mai bun pe această poziție față de LM. Okay, este mai central acum. Maxim centrează acolo spre Traore. Prinde Oscan. Traore pasă bună la Werner. Timo Werner trece frumos acolo de un adversar. Werner, un fake shot. Intră în careu Timo. Timo Matip însă face o intervenție bună. Și s-au dus speranțele mele de acea fază. Maxim. Maxim trece bine. Maxim o pasă acolo. Ajunge Cruze. Cruze șutează. Oscan. Respinge acolo în față. Nu știu dacă am șutat bine. Am nu trebuia să șutez acolo. Asta e clar. Trebuia să centrez. Mai bine centram. Dar așa cred că ieșea ăla și prindea. Sau boxa portarul. Minge ajunge la Klein. Foarte ofensivă, se redie cu un fake shot. Of, dacă erai ceva mai agil și tu, băi băiatule. Nu-mi place aici deloc, scapă ăsta singur cu portarul acum. Titan trebuie să iasă bine, Titan respinge în corner. Of, doamne, portarul ăsta ne-a salvat de la atâtea goluri. Hai Costici, hai Costici, bine, o centrare bună vreau de la tine, este mingea aia și farfeca lui Rudiger, prinde Oscan. Oh, ce frumos a dat Rudiger, dar din păcate a stat bine și portarul, n-a fost nici foarte periculos șutul. Ce surpriză, încă un 0 la 0, al câtelea oare la rând, mă, vorbești serios? Oscan, da Costa, iată aici avem highlight-uri, Oscan ăsta a apărat foarte bine, am avut două șuturi și pe ele l-a apărat foarte bine. El aici, domnul meciului, nota 8, a avut 6 save-uri, da? 6 intervenții bune pentru Oscan. Portarii adverși nu-mi dau pace, n-am mai înscris de o viață. Nu știu ce să mai, nu știu ce să zic, pe bune. Meciurile astea, Jesus, pur și simplu nu pot să dau gol. Câte goluri am dat în campionat? Ia stai așa. Am dat unul, cred, nu? Sau două? Stai. Nu mai știu. Suntem în continuare pe locul 8 cu 10 puncte. Momentul ăla când dai două goluri și iei doar unul în 8 meciuri. What the fuck? Avem cea mai bună apărare priviți partea bună, dar avem și cel mai prost atac, ocupanta ultimului loc. Darmstrad, ceva. Au dat 5 goluri. Au dat 5 fucking goluri, eu am dat 2. Am 7 egaluri și o victorie. Ok, hai să facem niște antrenamente cu ăștia. Ei, băgăm dracul la antrenamente. Îl punem pe Traore. Îl punem la ceva mai greuț.
Chance creation, attack positioning, finishing și shot power. Hai să dăm astea. Un nou drill, punem un winger, cred. Hai să punem pe Kamano la lucru. Sau, ia stai. Nu, pe Cruze, pentru că mai are puțin și crește. Ce să-i dăm, ce să-i dăm? La pase sau... I-aș da niște shooting-ul ăsta. Are finishing 70 măcar, măi, e destul de bun. La long shot, uite pe asta. Sau ceva mai greu, nu e? O dăm pe asta. Distance shooting. Volley, shot power și long shot. Îi dăm asta. Lui Cruze. Center backs pe Niedermayer ăsta. La defending. Dăm ceva greu. One on two. Da, e bine. Și punem și portarii la treabă. Îl punem pe Titan. La penalti. Hai să-l antrenăm și la penaltiuri puțin, că nu poți să știi când ne trebuie. Și aici îl punem pe... pe Maxim. Hai să punem pe Maxim. La beat your man. Mărim aceleași atribuții de bază ale lui Maxim. Încercăm să facem o bestie la capitolul ăsta. Oh, Traore a luat nota A. Bun, foarte bun. Cruze a luat nota C. Încă n-a făcut 74 overall. Mai are puțin. Nierder mai are și el puțin. A luat D. Ăsta B. Și Maxim A. Da, uite mă cine face treabă. Traore și Maxim. Deci ăștia se antrenează bine. Deci cu ei probabil o să jucăm data viitoare cu Hoffenheim. Parcă ăștia sunt Hoffenheim, nu? Cred că da. Așa că haideți să vedem aici. Ofertă de la Rusia, în niciun caz rușilor. Doar România acceptăm. Iată ce de jucători au plecat la naționale. Cauco la Finlanda. Ăla e finlandez. După nume nu mai finlandez. Finlandez nu e. Ginșcec la Germania, iată. Bă, să ai jucător la naționale Germaniei e ceva. La Austria Klein. Ecuador Grueso și Insua la Argentina. Și la Argentina, iată. Insua e jucător bun. Da, cu Hoffenheim avem data viitoare. Rămânem pe locul 8 în continuare. 10 puncte, suntem doar la un punct deloc de Europa. Vorbesc serios, cu tot cu egalurile noastre. Oh, da, uite mă, nou promovată cu care am jucat adineauri e pe locul 5. Adică nu e echipă slabă deloc chiar. Uite și Hannover pe locul 3. Deci am avut meciuri grele, iată, până acum, în mare parte. Cu Schalke, aia de pe locul 5, cu Ingolstadt sau ceva de genul. Cu Hannover, cu Gladbach, cu Köln n-am avut. Sau cu aia am avut în aia, perioada aia de friendlies. De fapt, n-am avut și cu ei, uite. Am făcut egal cu ei, 1-1 cu ăștia, aici am luat golul. Aici am câștigat cu Frankfurt, așa ceva, cu 1-0. Aici 0-0, aici 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, ce surpriză, nu? Cine s-a așteptat la asta? Ok, data viitoare debutăm în cupă probabil, cred că o să jucăm 3 meciuri în episodul viitor, o să jucăm și cu ăștia, cu Fortuna dacă nu mă înșel, Fortuna să știu, sau Frankfurt ceilalți, nu știu, nu prea urmăresc Bundesliga 1 și nici 2. Oh, avem meciuri tari, Hoffenheim, Leverkusen și meci în cupă, să sperăm că o să înscriu de data asta în cupă, trebuie să înscriem altfel, altfel nu-i bine, altfel o să fim eliminați. Și vreau să câștig cupa. Oricum, cam asta a fost pentru astăzi. Eu sper că v-a plăcut episodul. Dacă da, nu uitați să apăsați butonul de like. A fost Quick. Ciao, les.